Bine v-am regăsit pe canalul meu, să începem direct cu povestea de astăzi, care a avut loc în anul 2019 în Anglia. Acolo locuia familia Gold, alcătuită din Matthew, Carol și fiica lor Ellie, în vârstă de 17 ani. Ellie s-a născut în anul 2002, iar de când era mică era o fetiță foarte ambițioasă, care știa exact ceea ce voia să devină atunci când va fi mai mare. Dorința ei cea mai mare era să fie polițistă. Povestea noastră începe în anul 2019, când Ellie avea 17 ani și urma să se înscrie în sfârșit la universitate, iar părinții ei nu puteau fi mai mândri de atât. Ellie învăța foarte bine, dar era și genul de fată căreia îi plăcea să fie mereu în centrul atenției. Avea foarte mulți prieteni și era populară în liceul ei. Fata avea și o mare pasiune transmisă de către mama ei și anume iubea echitația. A participat la multe concursuri, multe dintre care le-a și câștigat. Ellie era deșteaptă, era ascultă, avea o familie frumoasă și avea un plan pentru viitorul ei. Totul era perfect, dar în 2019 s-a întâmplat ceva îngrozitor. Era vineri, 3 mai 2019, o zi ca oricare alta, în care Ellie ar fi trebuit să meargă la școală de după masă. În acea dimineață s-a trezit de vreme pentru că trebuia să învețe pentru examene. A luat micul dejun împreună cu părinții, i-a salutat înainte ca ei să plece la servici și s-a dus în camera ei. Părinții nu au văzut nimic ciudat la fata lor, nu era tristă, nu era pe gânduri, deci au plecat la servici liniștiți. În acea zi, Ellie trebuia să meargă la școală împreună cu o colegă de-a ei care ar fi trebuit să vină să o ia cu mașina de acasă de la ea. Dar cu câteva ore înainte, Ellie a trimis acesteia un mesaj în care îi spunea că nu mai avea chef să vină la școală și că nu mai era necesar ca ea să treacă pe acasă pe la ea. Colega ei i-a răspuns, ok, ne vedem luni ca de obicei. Matthew s-a întors acasă de la servici pe la ora 14:30 și s-a mirat când a văzut că ușa era descuiată pentru că Ellie trebuia să fie la școală la ora aia. Totuși a strigat-o și văzând că nu-i răspunde nimeni, a intrat în casă și s-a dus spre bucătărie să își facă ceva de mâncare. A reușit să facă doar câțiva pași pentru că la un moment dat s-a oprit și a rămas șocat de ceea ce era în fața lui. O găsise pe Ellie întinsă pe podea într-o baltă uriașă de sânge, iar aceasta încă avea cuțitul în gât, iar mâna ei era pe mânerul cuțitului. Matthew a început să țipe așa de tare încât a atras atenția vecinului său, care a sărit imediat în ajutor. Vecinul este cel care a și sunat la poliție și la salvare. Autopsia arăta că fata era moartă de cel puțin 4 ore și din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru ea, iar faptul că avea mâna pe cuțit i-a făcut pe toți să creadă că, dintr-un motiv sau altul, Ellie a decis să își ia viața. Matthew însă nu era de acord cu această teorie. Toată situația îi se părea suspectă și nu îi venea să creadă că Ellie ar fi fost în stare să își facă astfel de răni. Matthew a sunat-o pe Carol, dar nu a vrut să-i spună nimic inițial la telefon în legătură cu Ellie. I-a cerut doar să vină acasă cât mai repede posibil, apoi odată ajuns acasă i-a povestit totul. Carol considera că Ellie nu avea motive să își ia viața, dar avea un fel de explicație. Părerea ei era că era vorba despre un accident. Carol s-a gândit că probabil Ellie a alunecat cu cuțitul în mână și așa și-a făcut acele răni. În orice caz, nu se gândea la o crimă. S-a creat o confuzie totală. În primul rând, agenții credeau că Ellie își luase viața, Carol considera că era vorba despre un accident, iar Matthew se gândea la o crimă. S-au lămurit toți
Atunci când au ajuns rezultatele autopsiei, Ellie, înainte de a fi înjunghiată, fusese sugrumată. Bineînțeles că agenții au dat drumul la investigație, au interogat în primul rând toți vecinii, i-au întrebat dacă cumva au auzit zgomote sau au văzut pe cineva, dar nimeni nu știa nimic. Au căutat dovezi peste tot, în casă la Ellie nu au găsit nimic suspect, nu fusese furat nimic sau distrus, deci nu putea fi vorba despre un furt, dar nici nu știau despre cine putea fi vorba. Asta până când nu au vorbit cu vecinul care locuia vis-a-vis de casa lor. A povestit că în acea dimineață era acasă, iar când s-a uitat pe geam, a văzut în fața casei familiei Gold un băiat înalt cu glugă pe cap și un ghiozdan în spate. Nu a urmărit să vadă ce făcea acasă la aceștia, dar și-a adus aminte că era un băiat înalt și slab. Detectivii atunci au informat și pe Carol și Matthew despre acel băiat, le-a făcut descrierea, apoi a întrebat dacă aveau vreo idee despre cine putea fi vorba. Matthew și Carol atunci și-au adus aminte că nu de mult, maxim cu o lună înainte ca Ellie să moară, aceasta hotărâse să se despartă de iubitul ei de atunci. Numele lui era Thomas Griffiths. El și Ellie erau la același liceu și începuseră o relație în luna ianuarie a anului 2019. Thomas era și el popular la liceu pentru că făcea parte din echipa de rugby, avea mulți prieteni și era mereu înconjurat de fete, deci Ellie a fost super încântată atunci când Thomas a invitat-o în oraș. În realitate, ei erau deja prieteni, dar cu timpul s-au îndrăgostit. Relația lor a fost una scurtă, a ținut din luna ianuarie până în luna aprilie anului 2019 și din câte știm, Ellie a ales să se despartă de Thomas pentru că urma să înceapă universitatea și voia să fie cât mai concentrată. Carol îl cunoștea pe Thomas din vedere. El trecea des prin fața casei lor pentru că Ellie mergea cu el la școală. La prima vedere lui Carol li s-a părut că Thomas era un băiat bun, mai ales că Ellie era foarte fericită să fie iubita lui. Matthew, în schimb, nu era de acord cu această relație și nu pentru că Thomas îi se părea suspect sau ceva de genul, doar că nu îi se părea că cei doi aveau foarte multe în comun și probabil că era și puțin gelos, să spunem. În orice caz, nimeni nu se aștepta la așa ceva. Agenții așa au hotărât să le pună câteva întrebări și prietenilor lui Ellie, dar și a lui Thomas, așa au descoperit mai multe detalii despre relația lor. În particular, o prietenă de-a lui Ellie le-a povestit că fata, de fapt, abia aștepta să se despartă de Thomas în ultima vreme, pentru că devenise cam obsedat cu Ellie, nu o lăsa să stea singură, iar ei nu îi plăcea acest lucru, nu căuta o relație așa de serioasă, deci a hotărât să se despartă într-un final. După despărțire, Ellie s-a simțit tot mai bine, dar Thomas era deja disperat. Le spunea prietenilor că era depresiv și că nu știa cum să se comporte într-o astfel de situație, pentru că el își făcuse planuri de viitor împreună cu Ellie, iar acum toate planurile lui erau distruse. Acum că știau despre Thomas, detectivii s-au întors la vecinul care locuia vis-a-vis de casa lui Ellie, i-a arătat o poză a lui Thomas și l-au întrebat dacă nu era același băiat pe care îl văzuse în acea dimineață la ușa lui Ellie. Bărbatul, din păcate, nu a știut să le zică agenților dacă era același băiat, pentru că, după cum vă spuneam, îl văzuse doar din spate și mai avea și gluga în cap. Dar le-a spus că, într-un fel, semăna. În cele din urmă, polițiștii au făcut o vizită și lui Thomas, care locuia împreună cu părinții lui, iar la ușă a răspuns chiar el. Primul lucru pe care Thomas l-a spus a fost: sunteți cumva aici pentru prietena mea, Ellie? Pentru că a dispărut, nu mai dau de ea și sunt foarte îngrijorat. Agenții nici nu l-au întrebat nimic în legătură cu asta. Practic, Thomas a deschis subiectul singur, iar în timp ce vorbea, agenții au văzut că băiatul avea pe gât niște zgârieturi. Vă dați seama că a fost imediat dus la secție și luat la întrebări.
Thomas a povestit că în acea zi mama lui l-a dus la școală cu mașina. Doar că odată intrat în școală, a început să se simtă rău și a hotărât să se întoarcă acasă cu autobuzul. Nu și-a sunat mama pentru că voia să chiulească și știa că ea nu ar fi fost de acord cu această decizie, așa că s-a întors acasă pe furiș și s-a închis în camera lui înainte ca mama lui să se întoarcă de la cumpărături. A ajuns acasă pe la ora 10:30 dimineața. Mama lui s-a întors acasă, dar la un moment dat a plecat din nou. Atunci Thomas a ieșit din camera lui, a ieșit din casă și s-a dus la prietenul lui care locuia în aceeași zonă. Thomas i-a povestit prietenului său despre situația lui cu Ellie, i-a spus că era depresiv și i-a mărturisit că de multe ori s-a și gândit să își facă rău pentru că nu suporta ideea că Ellie nu îl mai iubea. Prietenul lui s-a îngrijorat, a încercat să-l calmeze pe Thomas, a sfătuit să meargă la un psiholog, dacă nu să meargă la medicul școlii și s-a oferit să îl ducă el cu mașina până la școală. S-au dus împreună la medicul școlii, iar când acesta a auzit despre povestea lui Thomas, a chemat-o imediat pe mama lui și a sfătuit-o să își ducă băiatul neapărat la un psiholog. I-a dat mamei sale niște numere de telefon la care putea să apeleze și în cele din urmă, cei doi au plecat acasă. Acum poate vă gândiți că Thomas a inventat totul, dar nu. Adevărul este că existau dovezi că băiatul fusese la școală cu mama lui, că s-a întors acasă singur cu autobuzul și că s-a întâlnit cu prietenul lui. Toți au confirmat povestea lui Thomas, în plus existau și filmulețe cu el care ajungea la școală împreună cu mama lui și filmulețe chiar din autobuzul cu care s-a întors acasă. Singura problemă era că agenții nu știau dacă Thomas spunea adevărul în legătură cu camera lui. Adică el a povestit că a stat închis în camera lui, ascuns de mama lui, dar povestea nu putea fi confirmată pentru că mama lui bineînțeles că nu știa despre faptul că Thomas chiulise de la școală și este de înțeles, dar totuși exista posibilitatea ca el să nu fi fost deloc acasă. Agenții atunci au controlat telefonul lui Thomas. Au descoperit că pe la ora 10:40, într-adevăr, ajunsese acasă de la școală pentru că și-a aprins Wi-Fi-ul, dar înainte de ora 11 s-a deconectat. Apoi Thomas s-a conectat din nou la internet, dar din zona de unde locuia Ellie. A stat acolo o oră, cam așa, iar la ora 11:52, din nou, telefonul s-a conectat la Wi-Fi-ul de acasă de la Thomas. Polițiștii atunci au controlat camerele de supraveghere din oraș și efectiv au găsit filmările în care se vedea mașina lui Thomas, care se îndrepta spre casa fetei. A fost filmat și când s-a întors înapoi acasă la el, dar polițiștii au văzut că făcuse de două ori același drum, adică în acea dimineață probabil Thomas a omorât-o pe Ellie, s-a întors acasă, apoi și-a dat seama că trebuia să elimine probele, deci s-a întors acasă la Ellie să facă curat și din nou s-a întors acasă la el. Într-un parc din apropiere au fost găsite niște pungi de plastic în care erau aruncate câteva prosoape pline cu sânge, iar analizele arătau că era vorba despre sângele lui Ellie. Punând toate aceste detalii în ordine, agenții și-au dat seama că Ellie nu avea cum să fi trimis acel mesaj colegii sale și s-a descoperit că, de fapt, Thomas fusese cel care a trimis mesajul, iar telefonul avea cod. Thomas nu știa codul, dar a folosit amprenta lui Ellie, care probabil în acea clipă era deja moartă. Din păcate, nu existau chiar atât de multe probe împotriva lui, nu existau amprente în casa lui Ellie, nici măcar filmări care să arate că acesta intrase în casă, iar vecinul nu era sigur dacă era vorba despre același băiat. Așa că polițiștii s-au pus să controleze foarte, foarte bine casa lui Thomas și într-un final au găsit ceea ce căutau. Au găsit în camera lui o pereche de papuci negri pătați cu stropi de sânge, iar sângele
era a lui Ellie. Thomas a recunoscut totul doar atunci când polițiștii au găsit papucii lui. A spus cât de cât adevărul, în sensul că Thomas a recunoscut că a omorât-o pe Ellie, dar le-a povestit agenților că se dusese acasă la ea să învețe împreună și că au început să se certe, iar el a avut un fel de blackout pentru că nu își aducea aminte nimic decât că la un moment dat s-a trezit cu Ellie pe jos într-o baltă de sânge. Nu știa exact ce s-a întâmplat, nimeni nu l-a crezut, bineînțeles, pentru că se vedea clar că totul fusese plănuit dinainte. Plănuise deja să meargă la școală, să se prefacă că este rău și așa mai departe. Practic, Thomas a înjunghiat-o pe Ellie, apoi i-a pus cuțitul în mână, iar cuțitul l-a băgat din nou într-o rană pe care o avea în gât. A plecat de acasă de la ea, dar după cum vă spuneam și înainte, și-a dat seama că trebuia să scape de probe, așa că s-a întors la Ellie, a șters sângele cu niște prosoape pe care le-a găsit pe acolo prin casă, apoi le-a aruncat într-un parc. În timpul procesului, Thomas nu a fost în stare să se uite la nimeni, mai ales nu a fost în stare să se uite în ochii părinților lui Ellie. În momentul în care a făcut crima, Thomas era minor. A fost condamnat la închisoare pe viață, dar peste 12 ani va putea solicita liberarea condiționată. Acesta a fost cazul de astăzi. Să îmi scrieți în comentarii ce părere aveți și până la următorul episod să nu uitați să aveți grijă de voi.